Salutare, fraților, ce mai faceți? Eu sunt Sica și astăzi o să vă prezint un joc care acum am dat de pe Steam, este gratis, Helltaker se numește, habar n-am ce este, am văzut decât așa pe scurt un gameplay, că n-am vrut să-mi iau prea multe spoilere și am zis, bă, hai să încercăm. Din ce mi-am dat seama, efectiv, suntem cu... Ia uite, deci, suntem efectiv cu un om simplu în iad, ceva de genul ăsta și... Ia uite, aici vorbim cu Beelzebub, the great fly. Greetings, little one, please don't mind me. It's just I, good old Beelzebub. Oh, ok, simplu. New game și chapter selen. Ah, hai să vedem despre ce e vorba. Story of Helltaker again, interesting. Deci m-a întrebat efectiv dacă am nevoie de un narator, dar nici măcar nu m-a lăsat să zic da sau nu. Bă, poate n-avem nevoie, bă, pot să mă descurc și eu, bă, și eu pot să fiu un narator, ce pui mi. Ok, deci ăsta suntem noi, pare. Deci ne-am trezit dintr-un vis. Bă, un vis în care efectiv era plin cu hare, cu fete demonice. Bă, super. Așa. Deci nu este un vis foarte ușor să realizezi. Da, corect. Te va costa toată viața. Bă, la propriu, dacă vorba aia vrei să te duci în ea la mama dracu, bă, cam așa ceva este, clar. Așa, aici ce avem? When demons go running fall, no price high enough. You sell, you venture down to them. Bine, bă. Ok. Ah, ok, arată așa ușor. Ok, deci... fii atent... ok, deja bine. Deci mi-am luat țacă. Deci de fiecare dată când te miști, se schimbă acolo numărul ăla de mutări. Ok, deci efectiv te ajunge la acea domnișorică frumoasă de acolo, care văd că mă așteaptă. NANI? Și... în cale, se pare că avem niște mici demoni. Și ce trebuie să fac? Bine, băi, hai, le fut una. Bun, a mers bine, da. Ceva ce fac? Pă fii atent. Aoleu, pă stai. Deci ăsta e un pic de gândit. Păi ceva ce fac? Ia stai. M-am prins. Ăla-i. Ok, stai un pic. We can figure something out of my place. Sau, maybe I can serve you instead. Dacă aș fi eu în locul ăsta, ce ar zice? You thought you are living hell alive, how delusional. No! Bun, bine, hai, maybe I can serve you instead. Bun. Sweet of you to offer, I could really use some coffee. Na. Uite, așa se cucerește inima unei femei, făcându-i o cafea. Bun. Acum devine mai greu, mă. Mă văd că sunt și dinții aia. Fii atent. Nu știu dacă am fost atent, nu știu dacă mi s-a părut, dar cred că cu cât stai mult în alea, cu atât îți cade mai mult din din șanse, din numărul de mutări, așa. No, bine, acum ce fac? Stai. Cred că știu. Bine, nu știu, m-am păcălit. Aoleu, păi stai, cum trebuie să facem așa? Nu-i bine, bă! Aoleu, făcut trebos. Deci așa, așa. Deci stai un pic aici, nu-i ceva ok. Deci dacă mut primul bolovan din stânga, îl mut jos de tot. Apoi... Nu. Gata, știu. Ăla-i. Aici. Ăla-i. Wow. Bă, astea mai sexy, sincer, ce drept. Modeus, the lustful demon. Apoi dacă ăsta e demon păcătos, acum adă-o încolo. Aici cred că pot să-mi permit să fiu nesimțit cu ea. Că de obicele astea cam astea le place, știi? You and me now. Do it! Just do it! Deal, no question ask. Bă, sună paradis. Dar oare... Poftim? What? Aoleu, dar fii atent. Trebuie acum să iau cheia aia de jos. Oare? Bă, ești nebun? Bă, îmi spun. Hai că au mers bine. Are you a human? A real human? Please take us with you. Hehe, boy. Pe bune, frate, jocul ăsta e de vis, la propriu că e de vis.
this is getting too easy. I have questions. Deal, no questions asked. Mi-e și frică ce să răspund. Oh, bun. Hai că mers bine. Yes, at least it's time to corrupt the mortal realm. Ok. Hai că mai dau unul, că s-au mers destul de repede. Nu mă așteptam. Bun, deci, bă, frate, e cam nervoasă, nu știu ce să zic, ar că am trebuit să o las singură. Ia să mă cer un life advice, că sincer nu am mai făcut asta de ceva timp. You don't look like you need help with this one, or you just wanted to talk. Hey, do you smell that? Oh, fiate că mă pot să vorbesc cu toate, cu toate pe care le-am agățat, știți? There's not that, there's got to be Melina, she acts hard to get, but maybe you figure it out. Then we hang out, ok. Deci, clasic, trebuie să iau cheia. Cheia spre inima ta, deja am început prost. Mai ce cum dată? Hai că am prins șpilul, dar nu e atât de greu cât am crezut, dar... Stai. Așa. Și... Ai, stai bă, gamiaș. Bine, de fapt e chiar greu, am încercat să par optimist, dar văd că nu-mi iese. Aici, aici. Deci... Asta trebuie să o mut. Clar. Mă vin aici. Am greșit din nou, boss. Hai să fiu mai rău. Mai rău, băi, băiatule. Deci nu mă las, vreau asta să gata. Mi-am blocat efectiv drumul și nu mai pot să mă duc pe acolo, deci tot n-am făcut bine. Sau ia stai. Bine, mă. Nu. Așa, așa. Acum... Ăla-i, mă! Ai, mă, că o mers, o mers. Great, more brain-dead idiots. Never seen your ugly face before what you're playing at. Nu știu ce să zic despre a doua variantă. Habar n-am acum, nu sunt... cred că m-a suchisit termenul corect. Dar nu, nu sunt, așa că nu știu ce să răspund, pe bune. Deci, hai să citim cu atenție. Great, more brain-dead idiots, never seen your ugly face before, what are you playing at? I'd sure love to play with you. This is delicious, please insult me more. Băi, nu știu, deci eu aș miza pe prima variantă. Deci ăsta e un date al, un date simulator al dracu de ciudat. V-ați prins? Hai că o mers, bă, hai că o mers, ăla-i. Like, what? Video game? Sure, why not? As long as you're okay with turn-based strategies. Ia, auzi, mă, burst 3 strategies, mai du-te, mă. Bă, o mers. Asta e al patrulea nivel. No, sincer, cam atâta. Cred că ar fi cazul să mă opresc aici, fiindcă deja am filmat cam vreo 10 minute și nu vreau să mă lungesc mai mult de atât. Dar, bă, dacă vă place, poate mai fac, poate continui seria, că mă gândesc că nu va avea foarte multe levele, cred că are maxim 10 până în 12 nivele sau ceva de genul. Dacă îi scrieți în secțiunea de comentarii și, bă, facem. Așa că eu mă opresc aici, să aveți o zi faină, v-am salutat, ceau!